Scrie presa, dragii mei, despre Gabi Enache că ar fi falit, că ar avea datorii la bancă și că și-a pierdut bolidul de lux în valoare de 75.000 de euro, care urma să fie executat silit. După cum spuneam, asta susțin gurile rele. Adevărul însă îl aflăm de la el, fotbalistul este în direct cu noi. Gabi, bună ziua! Mulțumesc tare mult că ai acceptat să intri în direct și să lămurești situația. Am citit, mărturisesc cu stupoare toate aceste informații în presă. Repet, că ai fi falit, că banca ți-ar fi luat mașina. Hai să le luăm pe rând. Care e adevărul? Cum stau lucrurile? Sincer, nici nu mai știu ce să mai spun de aceste lucruri care apar în fiecare zi și nu trece o săptămână să nu apară câte ceva lucruri de Gabi Enache, de familia lui. Eu doar atât pot să spun. În legătură cu lucrurile care au apărut, în legătură cu mașina, să zic. Uh-huh. Eu personal am fost peste mașina Len. Eu am făcut-o cadou de ziua ei. Și noi am ajuns, să zic, la un numitor comun în care aveam două mașini și nu era... Tot este total nefolositor să avem două mașini. Noi am fost plecat din țară și am ajuns la o înțelegere cu Lena să renunțăm la o mașină în ideea că avem cu toate alte investiții și alte cu viitor. Și noi am ajuns la consensul acesta, să zic. Ați avut două mașini scumpe, că dacă mi-amintesc foarte bine, recent ai filmat la noi, la Antena Stars, cu Natalia. Puteam să am orice mașină din lumea asta, dar prioritatea noastră și prioritățile noastre sunt cu totul altele în momentul de față. Nu mai contează ce mașină am, ce fac, ce nu. Avem cu totul alte investiții importante pentru viitor, pentru familiile noastre și pentru viitor. Adică nu ți-a luat banca mașina, ați vândut-o voi? Nu, eu am dat-o personal. Eu am dat-o personal pentru că am spus nu mai am două mașini în familia noastră pentru că este de ajuns jeepul care îl avem de familie și asta este tot. Ce poți să ne spui despre informația cu banca cu ratele, că n-ai fi plătit ratele de 3 luni? Eu le iau pe rând ca să lămurim. Asta este. Eu am dat înapoi. Mașina nu m-a interesat ce am pierdut, ce nu am pierdut. Vă rog frumos, am vorbit cu Lena, ești de acord? Da, ok, haideți, avem altceva de făcut pentru viitor și acum au început alte investiții care le-am făcut și au început să prindă contur și deja prioritățile sunt cu totul. Adică voi aveți anumite planuri, vreți să faceți o afacere, înțeleg, nu? De câteva luni au început și ne este foarte, foarte bine, nu este vorba de... Dar mă deranjează foarte tare că aici se pune, sau în România, sau cel puțin și în legătură cu mine, cu familia mea, se pune problema de o mașină. Pentru mine lucrurile materiale sunt zero. Adică Gabi Enache este falică, ce? Am dat mașina? Nu înțeleg. Este foarte... o mentalitate foarte greșită, foarte deranjantă. S-a scris în articolul respectiv și despre cariera ta. Ai citit, mă gândesc că totul e bine. Presa, ai citit că ți-am trimis eu. Bine, dar eu sunt părinții mei, eu nu citesc presă, nu citesc prin ziare, nu, și nici nu mă interesează lucrurile de genul ăsta. Dar în legătură cu cariera mea, sunt la o echipă bună, momentan nu mi-au venit actele care să am drept de joc și absolut tot ce trebuie. Nu este niciun fel de problemă. Dar lucrurile important se dreaptă spre un făgaș normal. Adică e o chestiune de zile, mă gândesc. Problema. Important, eu sunt foarte, foarte sănătos și familia mea este sănătoasă și părinții și copiii și soția. În rest, nu mă interesează absolut nimic. Astăzi pot avea ceva, mâine poate nu mai am. Sau cine știe. Dar mă mulțumesc că am sănătate. Exact. Asta este ce mă important. Nu, lucrurile materiale contează, ci familia. Pentru mine nu contează absolut deloc. Crede-mă pe cuvânt și... nu stau. Și în legătură cu absolut ce s-a mai scris acum, cu nu știu ce bani, cu 10.000 de euro. Cu 20.000 de euro pe care ar trebui să-i dai. Da. Am văzut. Chiar astăzi m-au sunat avocații și mi-au spus că s-a definitivat procesul cu ce mi s-a spus despre mine, cu executările și cu absolut tot. Și s-au ridicat absolut tot pentru că au fost făcute ilegal și... foarte multe lucruri am fost în regulă cu calcule și cu tot. Și astăzi s-a definitivat și am... Adică nu vei mai fi executat silit, înțeleg? Că așa scrie. Absolut tot.
S-a ridicat absolut tot, pentru că au fost foarte multe nereguli în legătură cu lucrurile de genul. Deci s-a rezolvat și în ceea ce privește dosarul respectiv. Exact. Bine, păstrăm legătura, Gabi. Mulțumesc tare mult că ai intrat în direct să lămurești lucrurile.